Așadar, amenda aplicată la începutul săptămânii de către Consiliul Audiovizualului postului nostru de televiziune a fost anulată. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de către magistrații Curții de Apel Chișinău, care au admis contestarea depusă de TV8. De partea cealaltă, însă, șeful Direcției Juridice a Consiliului spune că hotărârea va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Contestația depusă în instanță de postul TV8 după decizia Consiliului Audiovizualului prin care a fost amendat postul nostru de televiziune pentru că nu ar fi oferit dreptul la replică în cadrul emisiunii Politica, a fost admisă astăzi de către magistrații Curții de Apel Chișinău. Prin urmare, amenda de 7.000 de lei aplicată postului TV8 a fost anulată. Instanța de judecată a admis contestația depusă de AO Media Alternativă. În esență, s-a pus în discuție două momente, dreptul la replică, acordarea dreptului la replică, forma lui și acțiunile moderatoare în raport cu invitați. Consiliul nou a adus o motivare privind ce anume, conform codului de etică, conform obligațiilor jurnalistului, a fost încălcat de către doamna Natalia Morari. De partea cealaltă, reprezentantul Consiliului Audiovizualului, șeful Direcției Juridice a instituției, își menține poziția și spune că amenda a fost aplicată legal, iar decizia Curții de Apel de astăzi de a fi anulată va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Decizia urmează să fie analizată, după aceea nu pot comentez în momentul. Cu siguranță vom contesta. Acum câteva zile, TV8 a atacat în instanță decizia Consiliului Audiovizualului din 26 octombrie, prin care a fost amendat postul nostru de televiziune pentru că nu ar fi oferit dreptul la replică în cadrul emisiunii Politica. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a Consiliului în urma unei sesizări depuse de Centrul pentru Protecția Drepturilor Jurnaliștilor din Republica Moldova. De partea cealaltă, TV8 a calificat decizia drept o intimidare a jurnaliștilor și un atac asupra libertății de exprimare. Într-o declarație publică, postul de televiziune TV8 a precizat că în cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari din 6 octombrie, echilibrul a fost asigurat prin diversitatea opiniilor celor trei experți invitați în platou, fiind asigurată o dezbatere corectă între participanții la respectiva emisiune. În cadrul ședinței de ieri, președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol a venit cu o reacție la emisiunea Politica de joi. Acesta a calificat declarațiile din cadrul emisiunii drept un atac furibund asupra Consiliului. S-au făcut mai multe afirmații care nu au niciun fond probatoriu. Mai mult decât atât, acest atac s-a produs orchestrat, ca să-mi permit un eufemism, în haidă. A avut loc într-o manieră de cea mai joasă și obscenă speță și de un nivel incalificabil. La calificative similare au recurs și alți membri ai Consiliului. Referitor la atacurile care s-au făcut ieri la persoana mea, ele au fost foarte dure, dar nu mă voi axa pe ele și nu mă voi victimiza așa cum o fac unii. Ceea ce se întâmplă asta nu e libertate de exprimare. Asta e... Asta e un fel de... ceva de genul ăsta la nivel de mahala. Nu au lipsit ironia și glumele de pe ordinea de zi în care a fost vizat postul de televiziune TV8. Deci se insuflă asemenea atitudini față de autoritățile statului și față de oricare dintre membrii care vezi, Doamne, să nu mai încerce pe viitor, Doamne ferește, să ne atingem de vaca sacră. Vaca sfântă nu poate fi atinsă. Și nici alte vaci sfinte din cereadă nu poate fi atinsă. Vaca sfântă nu poate fi atinsă. Am încercat să obținem o reacție și de la președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol după decizia privind anularea amenzii, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.